Vă rog să clarificați-ne situația în momentul de față, pentru că a spus că urmează să discutați cu domnul Tiberiu Nițu. Având în vedere greutatea pe care o are Tiberiu Nițu, totuși este Procurorul General al României, sunt câteva zile. Noi înțelegem că a fost weekend, dar este șeful procurorilor, este membru al CSM. Explicați-ne foarte clar dacă în momentul de față luați în calcul, dacă luați în calcul dintre variantele de lucru pe care aveți, revocarea acestea, propunerea evident către CSM și către președintele Klaus Iohannis. Nu exclud absolut niciun fel de variantă, dar vă spun de ce, pentru că legea prevede asta, sigur. Există posibilitatea menținerii, există posibilitatea revocării, pentru că așa o dă legea. Deci iau în calcul absolut orice fel de instrument pe care l-am la dispoziție prin legea română care este acum în vigoare.